Bună ziua! Astăzi, în cadrul seriei de lecții online pregătite de Inspectoratul Școlar Municipiului București, vom avea o lecție pentru clasa a 5-a legată de capitolul divizibilitate, așa cum vedeți scris și pe tablă. Este un capitol un pic mai dificil pentru voi în clasa a 5-a, de aceea cred că este foarte util să ne reamintim câteva lucruri teoretice și pe care aveți tendința uneori să le uitați. În primul rând, A, bară, dreaptă, B. Cum citim și ce înseamnă? Definiția. Deci A e divizibil, divide pe B dacă există un alt număr natural C, astfel încât A orice egal cu B. Asta este definiția matematică. Voi a obișnuit să o rețineți pe cea obișnuită pentru voi, este că B se împarte exact la A. Deci, atenție, în capitolul divizibilitate nu avem numere cu virgulă, nu lucrăm cu fracții decimale, nu lucrăm cu împărțire cu virgulă, doar împărțiri exacte, deci studiul împărțirilor exacte. Dacă B se împarte exact la A, ce este A pentru B? A este pentru B un divizor. De asemenea, acel C despre care vorbeam mai devreme este și el divizor pentru B. Mai mult decât atât, cei doi divizori A și C se mai pot numi divizori pereche. A și C sunt divizori pereche. Cuvântul pereche nu este neapărat o definiție exactă, nu trebuie să rețineți voi, doar trebuie să rămâneți în cap cu ideea că divizorii sunt în pereche. Totdeauna când puteți să scrieți divizorii, când căutați divizorii, căutați-i în pereche. E mai greu de găsit un divizor mare, dar perechea lui mică poate fi găsită mai ușor și atunci găsiți și divizorul mare. Niște afirmații echivalente legate de acest lucru, deci A divide pe B, înseamnă același lucru cu B 3 puncte A, da? B este divizibil cu A. Ok, și de aici putem să trecem, cred că, la exerciții legate de acest capitol. Primul exercițiu pe care vreau să vi-l propun astăzi este legat de criteriile de divizibilitate cu 2, 3, 5, 10 și 9. Voi ați învățat criterii cu 2, întâi și întâi, criterii cu 2, cu 5 și cu 10. Astea sunt legate de ultima cifră a numărului. Și ați mai învățat criterii de divizibilitate, da? Divizibilitate pentru sau cu 3 și 9. Atenție, nu sunt cu ultima cifră, nici cu ultimele două cifre, sunt legate de suma cifrelor numărului. Pentru a vă fi mai ușor să înțelegeți acest capitol, ar trebui să știți tabla înmulțirii foarte bine și nu numai că să o știți. Să fi observat când vă uitați la tabla înmulțirii anumite lucruri. La tabla înmulțirii cu 2 obțineți doar rezultate pare. La tabla înmulțirii cu 4, cu 6, cu 8, cu 10, iarăși obțineți doar rezultate pare. La tabla înmulțirii cu 3, 5, 7, 9, obțineți rezultate pare și impare.
De asemenea, dacă vă uitați la ultima cifră acestor table ale înmulțirii, când vă uitați la tabla înmulțirii cu 2, veți observa că ultima cifră pe care o puteți obține la înmulțire este 0, 2, 4, 6 sau 8. Dacă înmulțiți, vă uitați la tabla înmulțirii cu 4, de asemenea veți obține doar 0, 2, 4, 6 și 8. La fel, la 6, dacă înmulțiți 6, tabla înmulțirii obțineți 2, 4, 6, 8 și 0, evident. La fel, la 8. Tabla înmulțirii cu 3, 5, 7 și 9 e un pic mai diferită. La 3, la 7 și la 9 obțineți toate cifrele la sfârșit. La 5 veți obține doar 0 sau 5. Și evident, la tabla înmulțirii cu 10 veți observa că la înmulțire, la tabla înmulțirii, toate rezultatele au ultima cifră 0. Dacă aceste lucruri vă erau cunoscute din clasa a treia, când ați, să zicem că ați ști foarte bine înmulțirea, acum tot ce este scris pe tablă, cele două criterii de aici, sunt destul de la îndemâna voastră. Și hai să vedem niște exerciții. În primul rând o să șterg de aici, o să lăsăm titlul, o să iau acest primul exercițiu de astăzi va fi în felul următor. Scrieți cel mai mic număr natural cel mai mic număr natural de 3 cifre diferite, distincte, divizibil cu 2. Deci cel mai mic număr natural de 3 cifre distincte divizibil cu 2. Vă las un pic de timp să vă gândiți singuri și vom scrie rezolvarea și la tablă. Deci, încă o dată enunțu, cel mai mic număr natural de 3 cifre divizibil cu 2, 3 cifre distincte. Divizibil cu 2. Gata, o să scrie. Ok, până ne obișnim cu tehnica. Cel mai mic număr natural de 3 cifre distincte divizibil cu 2. Atenție! 3 cifre, un număr de 3 cifre arată astfel. A, B, C, cu bară deasupra. Dacă nu punem bară deasupra, înseamnă înmulțire. Dar cu bară deasupra înseamnă numărul de 3 cifre ABC. Pentru că este cel mai mic și primul număr, prima cifră A este diferită de 0, pentru că este prima cifră a numărului, înseamnă că nu, A este 1. Ultima cifră, C, avem nevoie să fie divizibil cu 2. Dacă vă uitați la tabla mulțirii cu 2 sau știți foarte bine criteriul de divizibilitate cu 2, ultima cifră trebuie să fie o cifră pară. Deci C este cifră pară. Prima cifră pară, da, C poate fi 0, 2, 4, 6 sau 8. Dacă alegem C egal cu 0, deci primul caz C egal cu 0, să alegem cea mai mică cifră pară, ne rămâne pentru B cifra 2 și numărul este 1, 2, 0. Atenție că s-ar putea să nu fie cel mai mic. Pentru a doua posibilitate, C egal cu 2, avem pentru B cifra 0 și numărul 102 este par, este divizibil cu 2 și este mai mic decât 120. Deja dacă mergem pentru C mai mare, avem pentru B cea mai mică cifră, nu are sens să mergem cu C mai sus. Deci numărul căutat este ABC, este 102. Cel mai mic număr natural de 3 cifre distincte divizibil cu 2. Vom încerca același lucru cu un număr natural de 3 cifre, cel mai mare însă de 3 cifre distincte divizibil cu 5. Ne legăm încă o dată de ultima cifră. Deci al doilea exercițiu.
Cel mai mare număr. Deci găsiți cel mai mare număr natural de trei cifre distincte divizibil cu 5. Deci din nou, numărul de trei cifre ABC cu bară deasupra, cel mai mare număr, o să-l alegem pe A9. Pentru ce avem 0 sau 5? Pentru B, următoarea cifră cea mai mare pe care o putem folosi este 8. Deci avem dreptul să alegem 8 cifre diferite de A. Deci numărul cel mai mare pe care îl putem găsi este 985. Acesta este numărul ABC. Bun. Niște exerciții relativ ușoare. Pentru toată lumea să reintre în capitolul de divizibilitate cu exerciții ușurele. Următorul exercițiu, tot așa, nu foarte greu, să nu vă speriați. Următorul exercițiu, avem 3 subpuncte legate tot de 2 și de 5. Scrieți toate numerele. De formă x bară deasupra divizibile cu 2. La B, enunțul este asemănător până aici. 3xy divizibile cu 5. Și la C, același enunț, 5xy divizibile cu 2 și cu 5. Și cu 2 și cu 5. Toate numerele. Vă las un pic de timp să încercați să le găsiți singuri și apoi rezolvăm imediat și la tablă. Sper că ați reușit să scrieți și acum doar verificați cu ce facem la tablă. La punctul A. Încă o dată, divizibilitatea cu 2 ține de ultima cifră, așa cum am reamintit mai devreme și cum știți din tabla înmulțirii cu 2. Deci, asta înseamnă că dacă, și scriem frumos, 1, 2x divizibil cu 2, 1, 2x divizibil cu 2, tragem concluzia cu rezultă, obișnuiți-vă să scrieți și de unde trageți, de cum rezolvați, nu doar în cap, rezultă că x este 0, 2, 4, 6 sau 8. Deci încă o dată, ori criteriul pe care l-am enunțat mai devreme, care sistematizează ce știați voi de la tabla înmulțirii, ori de la tabla înmulțirii voi știți că ultima cifră la tabla înmulțirii cu 2 poate fi 0, 2, 4, 6 sau 8 și doar atât. Asta înseamnă că numerele noastre, 1, 2x cu bară deasupra, pot fi 1, 2, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 4, 1, 2, 6, 1, 2, 8. Un exercițiu simplu, cred că l-ați făcut și voi înaintea mea. La B. Avem două cifre necunoscute pentru un număr de trei cifre, dar totuși divizibil cu 5. Vom scrie din nou 3xy
condiția dată în enunțul problemei, 3xy cu bară deasupra, numărul 3xy, 300 și cât o fi acolo, divizibil cu 5. Din tabla înmulțirii cu 5 sau criteriul de divizibilitate cu 5, tragem concluzia că y poate fi 0 sau 5. Pentru că divizibilitatea cu 5 nu ne pune nicio condiție pentru celelalte cifre, ci doar pentru ultima cifră, x poate fi orice. 0, 1, puncte, 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 9. Știți că puncte, puncte, puncte înlocuiește o grupare de numere care corespund criteriilor pe care le observați după primele două și după ultimul. Deci sunt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci numărul nostru, 3xy, este. Și vom scrie sistematizat. Cu 0 la sfârșit vom lua toate cifrele, cu 5 la sfârșit vom lua toate cifrele. Și vom avea, evident, 2 ori 10 cifre, 2 ori 10, 20 de numere. Nu le vom scrie totuși pe toate, dar voi care scrieți mai repede și nu aveți nici nevoie să ștergeți tabla, le puteți scrie pe toate. 300 este cel mai mic, 305 este următorul, am fixat cifra din mijloc și am plimbat-o pe cealaltă. Am terminat cu cifra din mijloc, nu mai are alte posibilități, trec la 310, 315. Obișnuiți-vă să le scrieți sistematizat, nu pe sărite, cum vă gândiți, cum vă vine în minte. Da? Deci am fixat 0 și am mers cu 0 și 5. Am fixat 1, am mers cu 0 și 5. Și așa mai departe, voi continua până la ultimele două numere, dacă le scriem ordonat, vor fi 390 și 395. Încă o dată, câte numere sunt? 20 de numere. Se numără numere. Punctul C. Cu 2 și cu 5. Pentru cei care ați înțeles la clasă mai bine lecția și nici n-ați uitat foarte multe, cu 2 și 5, 2 și 5 voi spune că sunt prime între ele, deci ar putea fi direct criteriul cu 10, pentru că 2 și 5 sunt prime între ele. Asta înseamnă că vom putea rezolva prin două metode acest exercițiu. Vom face întâi cu 2 și cu 5 metoda normală, metoda obișnuită, și avem 5xy divizibil cu 2 pe modelul de la exercițiu A sau B vom avea mai multe numere. Despre y știm că este 0 și mai multe, 2, 4, 6 sau 8. Despre x avem 0, 1, 2, 3 până la 9. Dacă am vrea să scriem toate numerele, ar fi câte numere? 5 aici pentru ultima poziție, 5 posibilități, 10 posibilități pentru a doua poziție, pentru cifra 10-lor, în total 5 ori 10, 50 de numere. Nu le scriem, evident, pe toate. Vom scrie doar primul cel mai mic, 500, următorul ar fi 502, 504, puncte, puncte, și mă opresc la ultimele două, 596, 598. Pentru 5xy divizibil cu 5, este la fel ca la punctul B, y este 0 sau 5, x este 0, 1, 2, până la 9. Aici avem 2 ori 10, 20 de numere, așa cum am văzut și la punctul B. 20 de numere. Evident, din nou, nu o să le scriem pe toate, pentru că nu ne lăudăm că știm să scriem. Deci, 5, 0, 0 primul, 505 următorul, 510 și tot așa, ultimele două, 590, 595. Cu un mic efort de imaginație, ca să găsiți aceste numere divizibile și cu 2 și cu 5, este clar că vom căuta aici și aici
numerele care se repetă. Și atunci avem și numere care sunt divizibile cu 2 și numere care sunt divizibile cu 5. Primul număr se și vede, este scris 500. Deci, rezultă. Că 5xy divizibil cu 2 și divizibil cu 5 poate fi doar atât. 5xy este 500, primul număr care se vede că este scris. Următorul, dacă ne gândim mai departe aici și ne uităm, 505 nu e bun, da? Nu e bun. 510 este bun, îl găsim la divizibilitatea cu 2 un pic mai încolo. 510, 520 până la 590. Toate numerele care sunt divizibile și cu 2 și cu 5. Repet, pentru cine a înțeles faptul că 2 și 5 sunt prime între ele, asta înseamnă că numărul trebuie să fie divizibil cu 10, ar fi scris direct, ultima cifră trebuie să fie doar 0 și ar fi avut numerele un pic mai repede, le-ar fi găsit un pic mai repede. Rezolvările ambele sunt foarte bune, ambele se punctează și la examene, și la teze, la teste, la orice, doar că unele vă ajută să câștigați timp și vă ajută la alte exerciții mai complicate, poate. În regulă, să vedem alte exerciții. Tot legat de ultima cifră, tot o combinație de condiții, cum a fost la ultimul punct aici, cred că exercițiul 4 acum, următorul exercițiu, spune așa, să găsiți un număr de 4 cifre în care știm primele două, deci toate numerele 2, 3, x, y, cu bară deasupra, da, deci numere de 4 cifre, 2300 și cât o vrea el acolo să fie, care se divid cu 10, atenție, exprimare, se divid sau sunt divizibile cu 10, dar nu sunt divizibile cu 100. Deci divizibile cu 10, dar nu sunt divizibile cu 100. În regulă. Și atunci, ambele sunt criterii cu ultimele cifre, 10 la puterea 7 trebuie să aibă 7 zerouri, 10 la puterea 3 a 3 zerouri, știți acest criteriu. De aici obținem că ultima cifră a numărului nostru trebuie să fie neapărat 0. 2, 3, să scriu totuși, y este 0, neapărat, și x egal orice cifră. Mai scriem și în română, dacă e cazul. Iar de aici înseamnă că numărul XY nu trebuie să fie 0, 0. Aceste două cifre nu trebuie să fie, nu există acest număr, e un fel de a scrie. Deci, din orice cifră de aici pică cifra 0, rămâne orice altă cifră în locul lui X și la sfârșit să fie 0. Deci avem concluzia că 2, 3, XY poate fi 2, 3, 1, 0, 2, 3, 2, 0 și tot așa mai departe, 2, 3, 9, 0. Un exercițiu simplu. Tot la capitolul divizibilitate și exerciții care pot apărea la examen, ar fi următorul exercițiu. Să facem poate unul un pic mai greu pentru de nota 8-9. Următorul. Se dau A, B și C să se afle. Aflați. A mic, B mic, C mic, semnul de aparține, număr natural, poate nu știți la clasa 5-a semnul ăsta, dar înseamnă A, B și C aparține mulțimii numerelor naturale, care îndeplinesc următoarea condiție, care îndeplinesc condiția. Și prime, am spus, da? Prime
Am uitat să scriem aici. Important. Și avem A plus. Să văd dacă scriu asta mai bine. Nu. Plus 2B plus 10C egal cu 82. Deci exercițiul care poate apărea la examenul de clasa A8-a. A plus 2B plus 10C egal cu 82. Vă las câteva secunde să vă gândiți un pic de unde o porniți și unde o luați. Se leagă de divizibilitate. Sigur că aici poate e un pic mai simplu decât de divizibilitate, partea de început de divizibilitate, că avem aceste observații pe care le știți marea majoritate dintre voi, că un număr par plus un număr par totdeauna este par, impar adunat cu impar totdeauna este par, un număr par cu un număr impar totdeauna este număr impar. Pe baza acestei observații, observăm că 2B este par. De ce? Pentru că este înmulțire între 2 și o cifră. Totdeauna de la tabla înmulțirii cu 2, știți că obțineți un număr par la sfârșit. 10C este tot par. De asemenea, nu trebuie să vă dați peste cap ca să observați că 10 înmulțit cu orice număr obținem un număr care are 0 la sfârșit. Deci este par. 82 este par. Din toate aceste observații, trei numere pare, despre A, evident, nu putem să tragem decât concluzia că este par. Sigur, ce mai știm despre A din enunț? Că este prim. Foarte important în enunț. Concluzia evidentă este că A egal cu 2. Dacă rescriem exercițiul cu 2, și facem o scădere mică, ușoară, vom obține că 2B plus 10C egal cu 80. Putem face o simplificare prin 2. Observați, fiind toate numerele pare și reducând totul la jumătate, avem voie să scriem așa, obținem B plus 5C egal cu 40. Deja nu mai este cu pare și impare. Despre 5C nu putem să spunem nici că e par, nici că e impar. Știți că la tabla înmulțirii cu 5 obțineți și numere pare și numere impare. Deci partea cu par și impar nu ne mai ajută foarte mult. Ne ajută însă divizibilitatea cu 5. 5C e divizibil cu 5. 40 e divizibil cu 5. Tragem concluzia de aici că și B este divizibil cu 5. Ultimul lucru despre care, număr despre care nu știam. B este prim, de asemenea, din datele problemei, tragem concluzia că B este 5. Din aproape în aproape găsim toate numerele. Înlocuim din nou în ce am obținut sus și obținem că 5C egal cu 35. Evident, printr-o împărțire ușoară, C este 7. Astfel am găsit toate cele trei numere prime care îndeplinesc această condiție. O ecuație care poate părea grea, dar care se rezolvă foarte ușor cu divizibilitate. Sigur, nu putem să rezolvăm această ecuație dacă nu ar fi fost numere prime și naturale. Dar astfel este foarte ușor. Acestea fiind zise, cred că pentru azi este suficient. Vom reveni cu alte lecții și urmăriți-ne pe site-ul inspectoratului. O zi bună!